avut o perioadă în care partea asta economică îmi ghida viața și tot ce făceam, făceam pentru partea economică. Dar mi-am dat seama că m-am neglijat foarte tare, ajunsese să nu mă mai cunosc și viața are un mod ciudat de a-ți da o palmă când vede că o iei pe direcții greșite. Și asta mi s-a întâmplat și mie, am primit o palmă destul de severă și de atunci am început acest proces de autocunoaștere. Mai exact, să zic short story, a fost un accident grav de mașină, unde mai pui că mașina era achiziționată de 2 ore. Da, un teribilism de puștan, să spun așa. Aș putea spune că cred că vanitatea m-a condus pe acel drum al dezastrului. Da, am cumpărat o mașină în drumul spre casă, pe vreo 2 ore am intrat sub un tir, destul de grav, mașina de nerecunoscut. Eu am fost, am avut câteva oase rupte, un nas, nimic grav, dar mai mult eram rănit în interior. Orgoliul meu era foarte rănit, psihicul meu era foarte rănit. Mi-a trebuit o perioadă de vreo 6 luni de zile să-mi accept greșeala, să învăț din ea și să fac din acest accident cel mai bun lucru pe care mi se putea întâmpla. Pentru că am lucrat foarte mult cu mine în perioada asta, 6 luni de zile am fost plecat din București, nu mai suportam presiunea asta orașului și m-am retras la părinții mei, unde pur și simplu am contemplat cu mine, m-am descoperit pe mine, am încercat să-mi accept greșelile și să-mi vindec oarecum, nu orgoliu aș putea spune, mai mult să-mi vindec psihicul care era foarte, foarte la pământ. A trebuit foarte mult timp să trec peste chestia asta, dar de asta spun, cu ajutorul familiei mele, prietenilor care au rămas, că, apropo, retrăgându-mă din viața socială, am pierdut prieteni, am pierdut, bine, nu aș putea spune că erau chiar prieteni dacă i-am pierdut, dar m-am simțit un pic abandonat. Faptul că nu mai eram prezent și lumea a uitat de mine înseamnă că nu era foarte important pentru ei. Și lucrul ăsta mi-a deschis ochii să văd cine cu adevărat este prieten și cine nu. Eu pe insulă și în special în momentul de față am o vibrație pozitivă. Tot timpul și în poz, dacă mă vezi, o să mă vezi zâmbind. Pare că nu am nicio problemă, pare că n-am avut niciodată vreo problemă în viața asta. Dar tot o carte mi-a schimbat și mie un pic gândirea asta, Puterea Prezentului se numește. M-am început să mă bucur foarte mult de prezent, pentru că eu în trecut eram foarte axat pe viitor. Cum voi câștiga mai mult, cum voi face mai mult. Niciodată nu trăiam momentul de față, azi. Tot timpul trăiam pentru mâine. Veneam mâine și trăiam pentru mâine și tot așa. Și niciodată nu mă simțeam împlinit sufletește și nici fericit. Nici nu mă bucuram de lucrurile pe care le aveam sau pe care le dobândisem, pentru că tot timpul pentru mine era mâine. Mâine, mâine, niciodată nu era azi. Și chestia asta, mi-am dat seama de ea că este greșită, pentru că nu mă simțeam. Adică cu toate că aveam tot ce îmi doream eu de mic, nu mă simțeam fericit. Cum? Prin această carte am descoperit de fapt că fericirea nu stă în lucruri, nu stă în părțile materiale, ci pur și simplu în prieteni, în relațiile interumane. Și succesul nu ține neapărat de partea economică. That's what I like.